pensiile recalculate pentru a doua oară. Decizia luată la casa de pensii. Va fi gata în șase luni. Pensiile recalculate pentru a doua oară. Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a afirmat că autoritățile au la dispoziție șase luni pentru a recalcula pensiile acestor români. Pensiile recalculate pentru a doua oară. Pensiile recalculate pentru a doua oară. Daniel Baciu a declarat că au la dispoziție șase luni pentru a realiza a doua mică recalculare a pensiilor pentru cei care au beneficiat de sporuri cu caracter nepermanent. El a menționat că se lucrează 12-14 ore pe zi și că trebuie să finalizeze procesul de recalculare a pensiilor. Potrivit șefului CNPP, recalcularea vizează toți pensionarii din România. Această decizie de recalculare privește toți pensionarii din sistemul public, unde li se recalculează pensia conform noii formule de calcul care este parte integrantă din noua lege a pensiilor, a declarat el într-un interviu acordat unui post de televiziune. Potrivit lui Daniel Baciu, sporurile cu caracter nepermanent sunt diferite. Oamenii vor primi o a doua decizie de pensie numai aci pensionari care au beneficiat de acele sporuri cu caracter nepermanent, a explicat acesta. Despre dosarele mai vechi care necesită o analiză mai amănunțită, președintele CNPP a spus că se lucrează intens până la data de 15 august, dar se va continua lucrul și după această dată. Trebuie să trimitem un număr mare de decizii, 4,6 milioane, către poșta română tot acest proces de recalculare se desfășoară la casele teritoriale de pensii cu ajutorul Casei Naționale de Pensii Publice, a declarat el. Daniel Baciu spune că nu mai există cale de întoarcere și că procesul de recalculare trebuie finalizat, chiar dacă asta ar însemna să se lucreze 12-14 ore pe zi. Mica recalculare a pensiilor Recent, ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat că, Începând cu 1 septembrie 2024, pensionarii vor beneficia de o nouă recalculare a pensiilor. Aceasta va include pensionarii care au avut, în trecut, sporuri și venituri nepermanente. Simona Bucura Oprescu a explicat că recalcularea va ține cont de veniturile brute și de toate sporurile nepermanente pe care pensionarii le-au avut în perioada activă. Până acum, aceste sporuri nu erau luate în considerare ceea ce a dus la numeroase procese în instanță și la o mare nemulțumire în rândul pensionarilor. Interpretarea neunitară a legii de către instanțe a făcut ca, în unele județe, pensionarii să câștige procesele pentru sporurile nepermanente, în timp ce în altele să le piardă. Această situație a creat frustrare în rândul pensionarilor. Recalcularea va include sporurile nepermanente obținute atât înainte, cât și după 2001. După 2001, pensionarii nu vor mai trebui să aducă documente pentru a dovedi sporurile, deoarece acestea vor fi valorificate pe baza contribuțiilor de asigurări sociale plătite, conform declarației 112 depuse de angajatori la ANAF, a subliniat ministrul.